Încă un scandal în contextul liberalizării pieței de energie electrică. ANRE este acuzată că a discutat cu marii furnizori de energie elaborarea unei legislații controversate, ignorându-i pe consumatori și pe unii furnizori mai mici de pe piață. Și eu mai las ANRE-ul să mai gândească, dar am afirmat că după data de 15 ianuarie, în guvern, vom acționa. Și vom acționa modificând legea energiei electrice și a gazelor naturale să stabilim clar cum facem această liberalizare. Dacă ANRE-ul, care este conform legii și conform directivelor europene, cel care trebuie să reglementeze această liberalizare, nu poate să o facă. Eu o să vin cu o propunere foarte clară, le-am spus-o astăzi celor la ANRE, am verificat-o, Consiliul Concurenței este perfect concurențial. Nu trec oamenii obligatoriu în serviciu universal care e mai scump. Nu. Le ofer oamenilor să intre direct pe prețul concurențial cel mai ieftin al furnizorului actual și dacă nu le convine, se pot schimba. Dar nu-i duc în serviciu universal care e cel mai scump. Ministrul Energiei susține că ANRE trebuie să lucreze în interesul cetățenilor. Furnizorii au o bază de date de clienți, știu profilul clientului, știu cât consumă, au ofertele în concurențial care sunt mult mai ieftine decât oferta în serviciu universal. Pot să-i facă profilul, au deja ofertă, îi asignează direct cea mai bună ofertă pentru clientul respectiv. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, este de părere că guvernul trebuie să rezolve acest scandal. Stabilirea datei de 1 ianuarie 2021 ca data liberalizării s-a făcut printr-o ordonanță de urgență și doar printr-o ordonanță de urgență se poate modifica acest termen. Astăzi toată lumea cere ANRE-ului să facă ceva, când de fapt mingea nu se găsește în terenul ANRE-ului, ci în terenul guvernului. Noi am cerut încă din 27 decembrie, atunci când am constatat că consumatorii nu sunt informați și nu mai au timp să fie informați, o prorogare a acestui termen de la 1 ianuarie, am spus noi 6 luni, pentru a da posibilitatea să avem de a face cu un proces corect, un proces de liberalizare în care să existe câștigători nu doar de o parte a scenei, ci de ambele părți. Și europarlamentarul liberal Cristian Bușoi susține că ar fi trebuit să existe o campanie foarte bine structurată pentru a înștiința consumatorii că trebuie să-și aleagă un alt furnizor de energie electrică. Ar fi trebuit să facă o campanie mult mai articulată, mult mai bine susținută, mult mai viguroasă, înainte de termenul de 1 ianuarie, în care să îi informeze pe consumatori, pe cetățeni despre ceea ce se va întâmpla după 1 ianuarie, despre necesitatea de a-și alege un furnizor. Toate aceste lucruri nu s-au întâmplat, din păcate, și foarte mulți români au aflat de aceste noi reguli după data de 1 ianuarie și, în mod clar, sunt destul de dezavantajați pentru că nu știu, nu au timpul necesar.